dragi prieteni, acesta o să fie un video needitat. N-am mai făcut de foarte mult un asemenea clip. În momentul de față, acum vreo 10 minute, am ajuns în Comuna 13. Pentru cei care nu știu, Comuna 13 era cea mai periculoasă parte din Medellin, undeva în perioada anilor 1985-1995. Și am zis că trebuie să arăt lui Hoa și partea mai dark a acestui oraș. Acum este aproape de ora 5 și jumătate. Mi-aș fi dorit foarte mult să vin aici puțin mai devreme, pentru că o să se întunece în curând și n-aș vrea să fiu pe aici noaptea. Dar până la urmă o să fie ok. How are you, Hoa? You're okay? Yes, of course. You okay, yes? You know that right now we are in the most dangerous part of Medellin? You know this? I don't know. You don't know. Okay, now you know. Așa. Am avut un video în care vă prezentam această zonă. Un video în care am fost cu Vlăduț și cu Carlos, polițistul care ne-a dus și la Popei. O să vă pun video în descriere. Doar că atunci nu am prestat foarte mult, deoarece a fost un vlog extraordinar de complex. Și acum încerc să văd pe unde putem să luăm exact. Señora, disculpa, una preguntita, para las escaleras? Bien. Se va acá hasta la esquina, que hay una baja muy pendiente. Ok, así. Sí, llega hasta allá, de esa esquina a la otra. Entonces baja y mira que hay un caminito. Un caminito. Eso, se va derecho, este ahí sale a la escalera. Ok, muchas gracias. Para la escalera. Para la escalera, sí. Ah, ok. Tired? No. Așa. Atunci când am fost cu Vlăduț și cu Carlos, era în timpul zilei, undeva pe la ora 11, ceva de genul ăsta. Și zona părea destul de safe. Gândiți-vă că în acest loc, Carlos ne-a povestit că în momentul în care patrula, Carlos a fost polițist și s-a bătut cu armatele Lordului, nu vreau să zic numele, pentru că pe aici nu e foarte bine să pronunț numele. Așa, pe aceste străzi, exact prin această zonă, și ne-a povestit o grămadă de chestii interesante legate despre acest loc. Dar acum trebuie să văd exact pe unde trebuie să o luăm. Aici cred că mai în față. Ce merge? Așa. Toată lumea pe net îmi zicea că se poate declar că nu e bine să vii aici noaptea sau seara, dar mie locul mi se pare așa relativ destul de safe. Nu mi s-a... N-am citit pe net ca oamenii să aibă probleme. Aici este o nuntă, cred. Sau ziua cuiva. Așa. Uitați cât de... orașul. Cred că trebuie să... nu-mi zic că trebuie să mergem încolo. Oh my God. Buenas, una pregunta, ¿por las escaleras? ¿Vale? ¿Se cambia la mano? ¿Aga? ¿De caminito? Ajá. Ok. Ok, gracias. Așa, mai bine că mă trebuia să mergem acolo, că exact din partea aia am venit. Hoa, so far, in the last almost 3 weeks we spent here in Colombia, how did you feel? Or 1 month, something like that we spent, no? How did you feel about safety? Did you feel that it's a dangerous? Do you feel that it's a dangerous country, or it was okay? How do you feel? I think not dangerous. But I don't know how many people say that. But I'm here in Medellin. I think the most dangerous city in the world. Yes. So I don't feel that. Okay, but before coming here, everybody and friends and family, everybody told you that it's very dangerous to come here? Yes, many people say, talk to me, oh, why you go there? Very, very dangerous. Oh my God, I'm afraid so much. Yeah. So now... Now not so much. Yes, I feel good. Știți ce mă gândeam la un moment dat? Că atunci când ne uităm la o grămadă de filme din astea, nu știu, cu și despre droguri și toate nebunile care au fost pe aici, eu de fiecare dată îmi puneam o singură întrebare. Bă, frate, cum dracu nu putea, mă, poliția să intre peste aceștia și să-i facă praf? Una pregunta, disculpa, por las escaleras? Spreca. No podía también por aquí? Sí. Por aquí, voltea, izquierda. Al fondo, mano izquierda. Mano izquierda, sí. Ok, gracias. Fondo. Așa. Și mă întrebam, bă, frate, cum
uite ce aici. Bă, frate, cum nu puteam o poliție să intre pe ăștia și să-i facă praf? Ce era așa greu, frate, să ia pe toți? Intra o altă, făcea o razie și omul ăla pe toți. Și cum mi am dat seama? Pe lângă faptul că străzile astea de pe aici, bine, nu, uite, astea au adresă, dar sunt foarte multe străluțe în zona asta care nu au adresă, frate. Unul la mână, dacă nu au adresă, este extraordinar de greu să localizezi pe cineva. Doi la mână, undeva mai în partea aia, dacă nu mă înșel, străluțele sunt și mai strâmte. Și fiind strâmte, gândiți-vă puțin că mașinile de poliție nu aveau cum să intre. Era absolut imposibil ca mașinile de poliție să intre pe aici. Și oamenii care stăteau pe aici, în principiu, erau implicați cu acești... erau implicați în afacerile cu droguri. Evident, erau oamenii lui Pablo. Și fiind oamenii lui, frate, gândiți-vă, blocau străzile astea pe aici. Trăgeau de acolo, de sus, trăgeau din fiecare loc. Era extraordinar de greu să poți să te orientezi sau să te aperi. Pe lângă faptul că poliția era extraordinar de coruptă, mai aveai și problema asta cu orientarea. Ne povestea, cum îl cheamă? Ne povestea Carlos. And another guy looking behind you like this. So we protect. So I covered 180 degrees. And he covered the other 180. The other 100 degrees. Amen. And when it, sometimes these guys over there, snipers, tan tan tan. So we hide here, and we start from here to there. But you see, it's just one sniper. It's a lot of innocent people there. Yeah. So that was a. But it's also hard to spot them, to see them. You know, if somebody shoots at you from a building, you never can see those guys. Yeah. So what happened? How you can get those guys? Get closer and closer and closer over there. Hola, las escaleras. Aquí sí. Vamos a regalar la fotico. Todo estrés, así. Y con la moto. Es video. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, ¿y tú? Juan Manuel. Arturo. Ah, estás de aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes decir que es peligroso, seguro? No, bien. Para los turistas, seguro. Los turistas, mucha gente con sus cámaras grandotas, seguro. ¿Grandotas, sí? No hay problema. Sí. Ok, muchas gracias. Dale. Hasta luego. A la izquierda, derecho. Izquierda, derecho, sí. Ok, gracias. Da, l-am întrebat pe om dacă e periculos și mi-a zis că pentru turiști nu e deloc periculos. Ia uite, ce caterincă. Așa. Și în față, acolo, ar trebui să fie, cum le zice, scările rulante. Așa. Deci era greu, frate, nu aveau cum să se bată pe aici cu ăștia, e cât se poate de clar, nu aveau nicio șansă. Adică, nu știu, poate sunt între voi oameni care cunosc mai bine acea perioadă, care au făcut mai mult research, care au fost mai pasionați decât am fost eu. Este sincer, până să ajung în partea asta, nu eram atât de interesat de toată povestea asta cu drogurile, cu America de Sud, cu Pablo și așa mai departe. Imaginați-vă, dacă să spunem că acolo undeva, într-o casă din asta, era un sniper, frate, stătea acolo. Cum îl vedeai pe ăla? Ce-i făcea lui? Nu avea niciun fel de șansă. Era practic așa cum e, ca o căprioară în bătaia puștii. Nu ai venit să localizezi. De simplu, sunt convins că în partea casele alea nu au niciun fel de adresă. Nu se știe ale cui sunt. Cine n-ai să știe? Mai ales acum 20 ceva, 30 de ani. Și acum am ajuns la escalare. Vedeți aici Electric Stairs, comuna 13, comuna 13. Cred că încolo mergem. Zona asta plină de grafitiuri, toate aceste lucruri sunt făcute aici cu cap, nu sunt făcute la mișto, au fost făcute de municipalitatea, de primărie, astfel încât să educe pe oamenii de această zonă, să îi învețe să aprecieze munca și zona în sine să nu mai fie atât de periculoasă pe cât era acum 20 de ani, ceva de genul ăsta. Dar nu mai știu în ce parte sunt alea, ia uite-i pe mine ăștia, care au un grătar. Ia uite aici, frate. Look at this view, my love. I totally love it. În vreo 20 minute, cam așa, ar trebui să apună și soarele. Aici sunt niște tobogane pentru copii. Uitați, și alți turiști. E destul de crezut că această parte era atât de periculoasă acum mult timp și că arată atât de drăguț acum. A, uite mă, și acolo sunt alea, da, exact. Uitați acolo și scările rulante.
Ăla este miradorul. A, dar și noi putem să o luăm încolo, așa. ¿Cómo le digo hola? Hello. Hello. She asked me if you don't. She told me she asked me if you speak Spanish. I say no. And then she asked me how you say hola. I say hola. Acum sunt super mulți turiști aici. Când am fost noi atunci dimineața, era ora 11, dar era undeva în timpul săptămânii, gen într-o zi de marți. Frate, nu era nimeni, bă, știi ce înseamnă că nu era nimeni? Absolut, absolut nimeni. Unde e, bă? Bă, deci pe fata asta e atât de mică încât o pierd tot timpul. A, uite aici. I was searching for you. I couldn't find you. Ideea e că pe cât avansezi pe aici, cu cât te îndepărtezi de partea aia care este cea mai turistică, și mergi încolo, către Barrios, către aceste zone de aici care sunt împărțite. Bine, toată asta mare e comuna 13, de exemplu, mai încolo e comuna 17, mai încolo e comuna 11, sunt foarte dubios așa, n-au niciun fel de logică. Pe cât te îndepărtești, te duci mai încolo, pe atât zonele sunt, zona este mai periculoasă și nu mai e atât de safe. Adică undeva până aici, până în partea asta acolo, se zice că ar fi safe. Încolo se termine și graffiti tour pe care vrei să-l faci aici. Bine, evident, poți să faci un graffiti tour, că mă și pierd în idei, deoarece vedeți că sunt o grămadă de graffiti-uri aici. Poți să fii cu un tour organizat și acest tour se termină undeva în partea aia, ceva de genul ăsta. Pe acolo pe sus se aude house, muzică. Sincer, acum eu aș veni aici și pe noapte fără niciun fel de probleme, dar singur. Nu aș veni, adică nu știu, niciun caz cât sunt cu Hoa. Probabil că nici cu Vlăduț n-aș veni, pentru că, evident, pana mea, Hoa e fată, Vlăduț, bine, și Vlăduț e fată, dar Vlăduț e fată mai mică, are doar 18 ani, love Vlăduț, așa, dar ideea este că ar trebui să am grijă de ei și nu-mi place să am așa responsabilitatea, să am grijă de altcineva, știi? Asta e treaba, dar mi s-a părea super interesant să vin pe aici noaptea și să fac așa strict un video de 10 minute în care doar să mă plimb prin zona asta, pentru că arată altfel. Evident că trebuie să ne oprim o dată la 2 minute because Ho wants to take photos. I'm telling them that you have to stop every 2 minutes because you like to take photos of everything. No? Uite aici, am dat drumul la niște muzică, omul ăsta, și deja de aici, în partea aia, nu mai este recomandat să te duci, nici măcar nu mai sunt turiști, sunt doar localnici în zona asta. Dar e mișto, e frumos. Dacă veniți în Medellin fără niciun fel de discuție, trebuie să veniți să vedeți acest loc. Nu veniți organizat, nu veniți cum vreți, veniți voi de capul vostru. Nu e atât de periculos pe cât pare. Trebuie puțină atenție, dar presupun că dacă vei aici nu vii singur, adică nu sunt mulți care sunt nebuni ca mine să gândească că vin aici singur. Dacă sunteți, nu știu, 2, 3, 4 persoane, deja e mega ok. Am văzut foarte multe fete singure, multe turiste, câte 2, 3 fete nu făceau poze. Dar acum s-a făcut ora 6 și dacă vă uitați în jurul meu, nu prea mai sunt turiști. Dar astea sunt scările rulante care au făcut acest loc mega, mega, mega cunoscut. Și pe lângă aspectul ăsta exotic al lor, există și o utilitate. Ideea este că acești oameni din zonele acestea foarte, foarte defavorizate nu au acces la joburi bune, nu au acces la școli, nu au acces la partea centrală, la partea mai curată, la partea evoluată a orașului.
Așadar, primăria a decis, pentru a educa pe oameni și pentru a-i ajuta să găsească joburi, să facă aceste scări. Deoarece, în mod normal, pentru a coborâ de aici până în centru, sau până în Pobladă, sau până în Laurele, sau până în zonele mai luxoase ale are oraș și zone unde evident găsești și joburi mai bune, poți să faci, nu știu, poți să faci o oră jumate lejer și cu scuterul prin toate nebunile astea pe aici. Primero, segundo, lo que utiliza energía para lograr los lujos que pagamos yo ahora, Omar. Gracias. Y fuera de eso, yo așa. De exemplu, vorbeam acum, atunci când am fost prima oară pe aici, vorbeam cu un gardian, timp care era pe aici. Și am întrebat, domnule, ce faci aici, de când lucrezi? Și am spus că tipul lucrează de 2 ani de zile, că el aici locuiește, aici locuiește familia lui. Și prin faptul că s-au făcut aceste scări, evident trebuie să fie păzite, ați văzut că la fiecare capăt sunt niște paznici. Iar acești oameni pur și simplu stau păzesc, sunt oameni de aici care lucrează, care își întrețin familiile. Și toată această construcție a tras după sine crearea locuri de muncă, educarea oamenilor și transformarea acestui loc din cel mai periculos cartier, din cel mai periculos oraș din lume în perioada anilor 85-95, într-o zonă mega turistică în care oamenii pot să vină fără niciun fel de probleme, fără să fie stresați, nu le teamă. Știți ce mă gândesc eu, frate, dacă zona asta atât de periculoasă și atât de nașpa acum mult timp a ajuns să arate așa, de ce cartierele din București, că bine, de București vorbești că Bucureștiul îl cunosc, nu știu, ăla e orașul pe care îl cunosc, de ce Bucureștiul are zone foarte urâte și foarte nașpa în care nu se poate face nimic? De ce primarii nu pot să facă curățenie? De ce primarii nu pot să aibă grijă ca aceste zone defavorizate din capitala noastră să arate mai bine, dacă aici s-a putut treaba asta. Vă spun eu, aici s-a putut pentru că s-a vrut. Dar noi nu se vrea, din păcate. Dragi prieteni, acesta a fost și videoul din Comuna 13. Let's go that far, my love. I have no idea where we're going. Acesta a fost un video oarecum needitat, pentru că am făcut eu câteva tăieturi, pentru că voiam să surprind anumite lucruri. Sunt curios să văd ce părere aveți despre acest gen de videouri. N-am mai făcut un video de acest gen, am spus video de 5 ori. N-am mai făcut un vlog de acest gen de foarte mult timp. What the fuck? Așa, n-am mai filmat un vlog de acest gen de foarte mult timp. O să vi-l pun în descriere pe ultimul pe care l-am făcut. Este un vlog făcut în Vietnam, pe Bui Vien Street, acolo am filmat, cred că pentru prima și pentru ultima oară când am făcut așa ceva. Vreau să aflu care sunt părerile voastre. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun că I love you, Hoa also loves you. All of yes. You. You love everybody? Love you all. But you don't love me. Yeah, of course. You don't love me, but you love them. Yes. Ok, pa!